vouă telespectatorilor și prietenilor noștri. Hai să vedem legătura în casa Andrei Marie. Bună, Mihai! Aud că ai de gând să aduci la tine acasă păsări multicolore, că ești îndrăgostit de ale mele, așa mi-au spus colegii tăi. Glumesc, dar cu siguranță ți-au atras atenția, așa că m-am gândit să facem o filmare simplă, chiar cu eroinele din casa mea, și te invit, împreună cu familia ta, oricând vrei, să vă inițiem și să învățați cum să aveți grijă de ele. Pentru că sunt păsări foarte delicate, au nevoi, cântă minunat, au un penaj extraordinar. Și încă ceva. Ai văzut, din câte știu, pe internet, pe Facebook, acea mică păsărică golașă, abia venită pe lume de câteva zile, ce căzuse din cuib. Ei bine, acum este una dintre cele pe care tocmai le-ai văzut. Penele nu sunt atât de viu colorate. Se va schimba culoarea penelor în timp, dar da, a rezistat, a fost hrănită de părinții ei și suplimentar de către noi, cu pipeta, astfel încât să treacă de acel hop, avea nevoie de sprijin. Acum cântă, este veselă și se hrănește singură, zi de zi, oferindu-ne bucurie. Doamnelor și domnilor, Andreea Marin la Reda Bunci! Să rămână! Poți să te atingi? Bună seara! Am văzut păsărelele de la tine. Te rog să te așezi, eu să mai rămân ceva timp în picioare. Te rog să te așezi. Am văzut păsărelele de la tine. Poți să-ți recit o poezie și să-ți dau un buchet de flori? Te rog. Somnoroase păsărele pe la casă se adună, se ascund în rămurele la zâna cea bună. Mulțumesc! Și acum buchetul de flori. M-am tot gândit ce buchet să-ți dau. Buchet am dat un milion de buchete de flori în emisiunea pe care le-am făcut împreună. Ți-am adus un buchet de legume, pentru că știu că apreciez mai mult decât... Da, mai nimerit. Eu cred că ai văzut pe Facebook acele postări. Am făcut un curs de cooking, să zicem așa, pretențios în limba engleză, un curs de gătit în Italia de curând. Am avut un proiect acolo și la final am avut o zi liberă și asta am făcut. A fost o experiență minunată. Am făcut cam același lucru. Și eu am fost în Italia în vacanța asta, dar tu ai gătit, eu am mâncat. Eu am și gătit, am mâncat. Mult. Le-am făcut pe amândouă. Și am postat rețetele, m-am întors acasă și am aplicat ce am învățat. Zim, te rog frumos. Și, într-adevăr, dar cât de bine... Hai să luăm loc și... Cât de bine miroase ce mi-ai adus aici. Să-ți lași loc fanteziei, ca să zic așa, și să-mi spui, dacă ai avea doar asta în casă, în seara așa. Asta, să-i gătești lui Tunceai, Violetei, ce ai gătit din buchetul de roadele pământului pe care ți-am făcut cadou? Dar asta nu poți face decât o salată. O salată. Dar dacă mai adaugi așa câte un ingredient, puțină brânzică, dacă te folosești, știu eu, și de făină, poți intra deja cu ele în cuptor și poți face niște lucruri minunate. Da, vinetele, de exemplu, cum le-ai face? Acum, cu toții știm salata clasică de vinete, care are un pic cam mult ulei la noi în România. La turci mai puțin ulei. N-aș face salată de vinete, cea tradițional românească la care te gândești, ci involtini, da? Aș tăia felii, aș pune puțin feliile tăiate pe lung, astfel încât să lase apa cu sare, da? Să lase apa și aș folosi niște un șervet care să sugă acel suc pe care vrem să-l îndepărtăm. Apoi aș pune pe aceste felii, să zicem, mozzarella, da? Tare mult îmi place această combinație. Poți să pui și un sos făcut cu ulei de măsline și cu roșiile astea minunate și cu puțin usturoi. Pomodorini, cum... Da, exact. Și nebunia asta, intrând la cuptor, crede-mă că îți lasă gura apa. Vreau să le spun telespectatoarelor, dacă aveți întrebări pentru Andreea Marin, puteți să le puneți pe pagina de Facebook
Reda Bună, să facem pe final de emisiune o sesiune, nu știu, despre gătit, despre crescutul păsărelor, abia aștept să vorbim. Am devenit specialistă în tot ce se leagă de natură. Toți avem păsărele la vârsta asta, dar... Ai văzut imagini chiar de acolo, din bucătăria din Italia, unde am învățat să fac tot felul de bunătăți. Ăștia sunt un fel de ravioli, da, poți să le spui coțunași, da, o compoziție cu tot felul de brânzeturi. Faci pastele, apoi te folosești de sosul acela. Cum te-a luat boala asta cu nu pot să spun că e o boală, dar în momentul în care te apropii de natură, descoperi atât forța ei vindecătoare, dar și forța ei hrănitoare, să zic așa. Te hrănește extraordinar grădina ta, dacă ai cu adevărat grijă de ea și dacă nu o ajuți, între ghilimele, cu chimicale. Ceea ce mi-ați adus aici miroase foarte bine și bănuiesc că sunt legume din acelea bune. Doamne, care nu au, da, care nu aduc și chimicalele odată cu ele. Vezi busuiocul ăsta? Scuză-mă că te-am întrerupt. Am vrut să vezi imaginea aceea. Foaia de busuioc era cât palma mea. Wow. Incredibil. Noi avem busuioc în grădina noastră, dar crește sunt frunze mici, delicate, au mirosul potrivit, să zic așa, însă ceea ce am putut să văd acolo... Și vreau să te întreb, Andrei, am stat și eu aproape o săptămână în Italia, în vacanța asta, am mâncat în inima Toscanei, în tot felul de sate, orășele, am mâncat mult mai ieftin decât mănânc în București la restaurant sau la noi la mare. Mult mai ieftin decât la noi. Așa e. Italienii mănâncă enorm de mult. Au mult mai multe feluri de mâncare decât noi la o masă. De ce nu se îngrașă italienii? Asta am întrebat și eu, chiar anul acesta și chiar omul potrivit, da, specialistul care gătea. De ce nu m-am îngrășat eu în vacanță? Am slăbit chiar mâncând în fiecare zi paste. Pizza, recunosc că am mâncat doar o singură dată, de poftă. Dar am mâncat paste în fiecare zi. De ce nu se pare însă că... combinațiile nu sunt letale, să spun așa, pentru silueta noastră. Oamenii se respectă, iubesc frumosul, se mișcă, fac sport, se spune că au grijă de ei. Vinul îngrașă. Oamenii aia beau în fiecare zi cel puțin câteva pahare de vin. Aici nu pot depune mărturie, pentru că nu sunt aici un băutor, dar după emisiune. Andreea, am înțeles că iar te ocup cu o grămadă de lucruri. Lăsând vacanța, gătitul la o parte... Întâi și întâi, zi-mi care e treaba cu păsărelele din casă. Ai zis cum aștepți? Sunt câteva zeci, mi-au spus colegele tale că le-ai ochit, să zic așa, și că îți face plăcere ideea, ai copii, crede-mă, ele rămân așa cum le vezi. Bune? Ele sunt mature? Mature, cele pe care le-ai văzut. Cel care era în palma mea, căzut din cuib, era un puișor fără pene și care era la început de drum. Uh-huh. L-a hrănit soțul meu cu pipeta, am avut grijă în continuare. Niște pui de rândunică eșuați undeva pe trotuar, da, și dar salvați. Penajul este atât de viu colorat, iar ele cântă extraordinar. Câte păsărele de-astea ai? Sunt zeci și sunt de vreo 4-5 soiuri, să spun așa. Da. Cum se numesc? Adică, dacă ar fi să ne interesăm despre ele pe internet, cum... Unele se numesc zebre, altele se numesc strawberry, căpșun, arată ca niște căpșunele, penajul așa este. Cinteze. Cam asta e în românește. Ele nu ciripesc atunci când e întuneric. Ele dorm odată cu oamenii. Pe întuneric ele dorm. Chiar și ziua, dacă obturezi, să zic așa, soarele, ele nu mai fac niciun fel de zarvă. Pisicile sunt obraznice. Am două pisici. Azi noapte n-am dormit din cauza uneia dintre ele. Cățelul e cu minte, îl avem și pe el. Veverița nu scoate un sunet, e doar foarte voioasă. Așa că e o casă plină de viețuitoare. Să spun așa. Zoo, Andreea Marin? Cam asta ai tu acolo? Nu, aș spune că suntem o familie mare. Stai un pic. La câte animale, păsăreturi, pisici, căței mi-ai enumerat, pare că ai o moșie așa de vreo câteva hectare. Nu e nevoie de asta. Ai văzut casa păsărelelor? Este proiectată de noi și gândită într-un mod funcțional, astfel încât ele să aibă destul spațiu, să aibă cuiburile de care au nevoie. Ar trebui să încep să tai bilete. Și nouă să ne fie ușor să avem grijă de ele zi de zi. Veverița umblă și liberă prin grădină. Am postat la un moment dat imagini. Uite, chiar asta e. O vezi? La mijloc între noi. Veverița noastră care hoinărește prin grădină și care vine
să o hrănesc din mână. Așa, ce, dar ce place mie la tine? Are și căsuța ei. Că deși față de acum 10-15 ani faci cu totul și cu totul alte lucruri, tu ți-ai păstrat esența aia de... și nu exagerez când spun, nici nu e peiorativ, de zână. Habar n-am, eu nu mă văd așa. Eu nu mă văd așa, copilul meu mă vede mami și atâta tot. Ceea ce faci tu este o poveste. Și apropo de... Eu nu mă privesc în felul ăsta, îți spun sincer. Eu sunt un om care evoluează după cum îi spune sufletul. M-am apropiat foarte mult de natură în ultimii 2-3 ani și de aceea vezi tot ce vezi. Ceea ce vezi e nou în viața mea. La colegii Violete, de exemplu. Când ea a crescut poze... astfel. Ea a crescut plantând copăcei care dau fructe. Ea trăiește în realitatea aceasta. Pentru ea nu e o poveste, nu e o noutate, pentru că ea așa a crescut. Iubește animalele și a dezvoltat sentimentele în alt fel, pentru că animalele te învață ce e răbdarea, te învață ce e tandrețea, te învață ce e dragostea necondiționată. Deci astea sunt lucrurile pe care le aduc animalele într-o gospodărie, mai ales pentru copilul tău. Iar plantele, pomii din care mâncăm, cireșe, vișine, de exemplu, au fost plantați de ea. E mare lucru, știi? Sădești nu doar plante, sădești amintiri pentru copilul tău. Chiar și atunci când ești în bucătărie, asta de apropo exemplu. De gurilele care au îndrăznit să spună că Andreea Marin nu iubește animalele și ele un pot, om care gurile trăiește pot să îndrăznească orice, e problema lor, dar ideea este că nu poți să cum să zic, să lași animalele să facă rău altor animale sau oamenilor. Corect. Despre asta vorbeam. Corect. Toți ar trebui să trăim în niște medii controlate pe pământul ăsta, pentru că altfel... Cu respect și pentru ele și pentru noi, pur și simplu. Apropo de viața ta, de zână, de poveste... Nu e o viață de poveste. Avem și bune și rele, da. Trecem prin necazuri, avem pierdere, am avut un an foarte greu. Întâmplări negative, o să-mi povestești despre anul tău. Da, dar nu vreau să pun pe umerii nimănui problemele mele, mai bine aduc bucurie. Zi-mi despre... premiera de azi? Premiera ta de astăzi. Premiera de azi a fost... N-am mai vorbit nicăieri despre asta. A fost astăzi prima emisiune on air la Radio Itzibiții. Am început un nou sezon, suntem deja la al treilea sezon de emisiuni radiofonice care sunt și în varianta video pe online. Chiar acum, cine intră adică pe Facebook-ul meu oficial și, poți și emisiunea video se vede și online după aceea. Acum, o oră, cred, am postat emisiunea prima din acest sezon pe Facebook-ul meu. Este făcută în căsuța din copac. Iată, vezi câteva imagini. Stai un pic. Ăsta e studioul tău de radio? Ăsta e studioul meu cel nou, da. Căsuța din copac. Și eu cred că adică ar fi bine... Eu n-am știut ce să le cer șefilor Radio Zoo. Săptămâna viitoare noi ne întoarcem cu un nou sezon la Morning Zoo. Sigur. Fii inventiv. Uite-mă, găsește soluții. Studio... Hai să vedem imaginea asta, vă rog. Hai să vedem imaginile care sunt în premieră prezentate la voi în emisiune. Sunt fragmente din diverse emisiuni din acest sezon și pentru că au și voce să le ascultăm. Ok, deci tu faci emisiunea într-un copac? Într-un copac, da. Te urăsc. Într-o căsuță. Asta. Pe care am visat-o din copilărie. Vă rog, dați-mi să văd mai multe. Bună dimineața! Prețuiește viața! Prețuiește viața! Prețuiește viața! Când ați râs cu poftă ultima oară? Căci nu e așa... că în cea mai mare parte a timpului, în loc să fim stăpâni pe viața noastră, ne cam lăsăm conduși de întâmplări într-o continuă grabă de a ajunge către nu știm unde. De unde atâtea resurse de energie pozitivă? Uitați-vă la mine, am 42 de ani și abia acum învăț bucuria de a mă juca într-o căsuță în copac. Sigur, e nevoie de renunțări ca să faci loc din nou crâmpeiului de copilărie din viața ta. Așadar, stă în puterea ta să faci primul pas, să te desprinzi de omul ce erai până azi și să-ți schimbi pur și simplu atitudinea. De ce nu putem măsura anii care trec peste noi în zâmbete? Ce spuneți dacă ne-am măsurat viața în iubire? Mulțumesc, dragii mei! Dumnezeu să vă aibă în fază! Prețuiți viața! Pe curând! Ce-mi place foarte mult și ce mi-am dorit din totdeauna a fost să reușesc să-mi invit telespectatorii și sunt milioane ce m-au urmărit de-a lungul celor 20 de ani, să invit într-un loc foarte personal, în grădina mea, stai pic, în curtea asta, mea. Studioul tău de emisiuni, în curtea ta? Este în curtea ta? Noastră, da, în copac.
Și, și la fel grădina pe care o vezi, e grădina de, pe care o îngrijim noi. Repet, n-ai o moșie de câteva hectare, ai câteva sute de metri pătrați. Nu, câteva sute, glumești. Nu? Este mult ce spui. Grădina are în partea din față, să zic așa, cam 5 metri pe 4, iar adică în 20, partea din spate, să zic, ceva mai mult, nu știu, 6 pe 10. Și tu ai amenajat toate lucrurile astea? Nu doar eu, suntem trei acasă și fiecare a venit cu, să zic așa, cu inima sa. Da? Soțul meu e iubitor de natură, de plante și ne-a, ne-a dus spre zona aceasta. Fiica mea iubește animalele, eu îi iubesc pe ei și așa am făcut o echipă bună împreună. Incredibil. Asta e studioul din care Andreea Marin în fiecare săptămână își face emisiunea de radio la Iți Biții. De fapt, în fiecare zi. Și în fiecare zi. Fiecare dimineață la radio Iți Biții, dacă sunteți în mașină, dacă sunteți pe drumul cu căștile pe urechi, dacă sunteți la birou și aveți radioul deschis, deschideți la 9:05, la 10:40 în reluare sau la 17:40. Și dacă n-ați avut timp, varianta video în fiecare zi pe Facebook la mine. Transmite din căsuța ei. De acum și video, prima emisiune înțeleg că a fost încărcată mai devreme pe Facebook-ul Vorbim Andrei. Vorbim despre tot ce înseamnă viață și despre tot ce ne doare, tot ce ne place, ce am putea face mai bine. Unde te-ai simțit mai, mai fericită? Ai făcut emisiune într-unul dintre cele mai mari platouri de televiziune din... Era cu totul altceva. Erau alte vremuri și alte investiții posibile. A fost probabil emisiunea cea mai vizionată din istoria televiziunii din România. Așa și este. Rămâne și în ziua de astăzi. Cineva mi-a trimis ieri un print screen cu o fotografie de ziar, era evenimentul zilei la acea vreme, după cea de-a treia emisiune a noastră, care spunea că audiența a fost de 60 ceva la sută share. Asta înseamnă 60 ceva la sută dintre oamenii care se uitau. Adică nu nici, așa la... în ziua de azi nici meciurile de fotbal ale Naționalei României nu fac atât. A fost o istorie și frumoasă. Acum faci emisiune din cel mai mic platou de televiziune cel și de radio mai mare din, și cel mai mic. Din România. E frumos, unde nu? Te-ai simțit mai fericită? Aici, în copac? În căsuța din copac sau în cel mai mare studiu? Atunci luptam să dovedesc că pot fi un om de televiziune, că sunt un om care acumulează, care învață, care evoluează. Acum nu mai am nimic de demonstrat. Acum ce-mi doresc este să-i demonstrez copilului meu că sunt mama pe care o merită. Cum arată Violeta? Violeta e fată mare, e înaltă până așa, aproape de umerii mei. E o fire sportivă. Iubește limbile străine foarte mult, dar și matematica, nu știu spre ce s-o duce în viitor, pentru că am împrumutat ceva bun de la ambii părinți. E foarte veselă și foarte energică. În ce seamănă cu tine și în ce seamănă cu Ștefan? Are talent muzical, dar eu nu o împing spre nimic și nici tatăl ei. O lăsăm să aleagă. Face pian, iubește să danseze, dar... Mă rog, e și vârsta, are 8 ani și atunci orice copil la vârsta asta și încearcă puterile, nu-i așa? Dar îi place Violeta și partea aceasta de matematică. Eu am fost înclinată spre matematică, am făcut mai târziu facultatea de informatică, habar n-am ce urma. Om vedea. Acum îi oferim o plajă largă și ea, în cunoștință de cauză, va alege. Deci vreau să zic că, dragi copii, puneți mâna și învățați matematică, căci iată până și zânelor le place matematica. Imediat după pauză, doamnelor și domnilor, vorbim despre ceea ce Andreea Marin numea un an greu pe care l-a avut anul ăsta în 2016. Dar și despre ce pun la cale. Dar și despre ce mai pune la cale. Rămâneți. Păi, da, bun. Bună seara, bine v-am regăsit la Reida Buni, alături de Andreea Marin și revelațiile astea ale vieții simple pe care o descoperă la, pot să zic că există mai devreme, 42 de ani. Aproape. Mi se pare foarte tare că ai ajuns la vârsta asta împăcată cu tine. Frumoasă, pentru că aceasta nu mai e vârsta ruptelor pe care le dai cu Te rog la microfon, Andreea. E o vârstă frumoasă pentru că aceasta nu mai e vârsta luptelor pe care le dai cu tine sau pentru a demonstra ceva cuiva. E o vârstă așezată în care poți să ai grijă de tine, înveți să te iubești și pe tine, nu doar să îți împarți gândurile și grijile în jurul tău, mai aproape, mai departe, pentru că familia mea a devenit familia milioanelor de oameni de-a lungul timpului care m-au urmărit și fără de care nu aș fi putut fi cine sunt astăzi. Mi-ai spus că ai avut un an greu.
Da, în primul rând pentru că l-am pierdut pe tata și n-am putut să mă împac cu asta ușor. Nu vreau să pun pe umerii nimănui tristețea mea, însă vine Crăciunul și va fi primul Crăciun fără tata și încă nu știu cum o să-i fac față. Dar viața trebuie să meargă mai departe și când zâmbesc, îmi aduc aminte de el. A fost un om care a zâmbit toată viața, deși a trecut prin greutăți uneori de neînchipuit. Nici nu știu cum a trecut peste ele. Îmi place că oricând ne-am maturiza, oricât am aduna experiențe de viață, tu ai vorbit mai devreme exact ca un copil. Știi, altfel te bucuri și suferi în același timp. Da, așa e. Dar vreau să spun că altfel te bucuri și altfel suferi când ești copil. Pe mama am pierdut-o, s-a pierdut în brațele mele când aveam în jur de 10 ani, mai puțin de 10 ani. Altfel pui la inimă pierderea grea a unui părinte, iată, la 41 de ani. Doare mai tare? Doare cumplit, poate pentru că altfel conștientizez lucrurile și pentru că eu am realizat că sunt acum cea mai vârstnică, să zic așa, din familia mea. Nu mai e mama, nu mai e tata. Deci eu sunt cea care trebuie să ducă cumva pe umeri ca matur în familie, ceea ce se... cel mai vârstnic din familie, ca să spun așa, da? Mă refer la cei strict apropiați, părinți, copii, nepoți. E dificil. E o povară pe suflet și pe care o purtăm în minte, dar trebuie să mergem înainte și nu o să uit să fac ce mi-a spus mama, nu pune pe sufletul altora tristețile tale și nici ce a făcut tata, adică a zâmbit chiar și în cele mai multe dintre momentele grele. Hai să trecem peste subiectul ăsta, că e prima noastră emisiune. Sigur. Și cred că rolul prezenței noastre aici este acela de a transmite bucurie și mesaje pozitive. Pot să transmit acum un mesaj pozitiv, că tot am vorbit de copilărie atât de mult. În curând îi veți vedea ieșind să vă spună povești despre viață și despre copilăria unor copii care nu pot ajunge altfel la voi pe mesagerii UNICEF. Sunt tineri, studenți sau absolvenți care vor ieși în stradă, vor veni către voi, fiți deschiși, pentru că știu că în ziua de astăzi suntem reticenți atunci când vedem pe cineva că vine să ne spună ceva, nu-i așa, și nu-l cunoaștem. Vor purta însemnele UNICEF, șăpcuța, tricoul. Aveți încredere în acești tineri care vor fi antrenați, care vor ști cum să vă spună povești despre copii ce au nevoie de ajutorul nostru și pe care altfel nu-i ascultă nimeni. Ei nu-și pot striga povestea. Foarte tare chestia asta, pentru că toată lumea a auzit despre... Și ajutați-i. Vă rog tare mult. Toată lumea a despre UNICEF, dar puțină lume știe exact ce face UNICEF. Iar faptul că UNICEF coboară în stradă cu niște mesageri și povestește despre lucrurile pe care le face și strânge sprijin. Pentru că e un sprijin pe care fiecare dintre noi, veți vedea, îl poate oferi. Nu e mult, asta vreau să spun. E exact puținul acela de care e nevoie ca să schimbi o viață. Și stă în puterea voastră. Ambasadorul UNICEF, Andreea Marin. Mulțumesc. Și altceva? Punem la cale o gală extraordinară. La moment aniversar. Sunt 10 ani de când o fată frumoasă și cu un suflet mare, Magda Coman, cea care a deschis asociația Open Your Heart. O fată care e mămică astăzi și care a devenit mămică trăindu-și viața într-un scaun cu rotile, a pus la cale o mișcare extraordinară. Le-a spus altor femei și apoi altor bărbați, tineri sau poate trecuți de 20 de ani, să spun așa, care își duc viața în urma unui accident, în urma unui necaz, firește, în scaunul cu rotile, voi puteți face mai mult. Fundația Prețuiește Viața s-a alăturat de anul trecut cu mine ca și gazdă a unui eveniment extraordinar inițiat de această fată, iar anul acesta Fundația Prețuiește Viața este coproducător. La Palatul Parlamentului de această dată, pentru că avem sprijinul unui deputat și al Camerei Deputaților, într-o sală mare și frumoasă, vom pune umărul să facem o gală pe scena căreia vor defila într-o prezentare de modă emoționantă aceste
femei și acești bărbați care, deși trăiesc în scaunul cu rotile, fac niște lucruri extraordinare pentru societate și arată că nu trebuie să te iei după aparențe atunci când judeci posibilitatea de a schimba foarte lumea a unui asta om. Și aș vrea să cunoaștem și noi câteva povești, și poate le arătăm mai. Și vreau să-ți spun ceva. Colegii tăi chiar au imagini de anul trecut, le pot rula pe ecran. Pe scenă urcă aceste fete îmbrăcate superb de către designeri români. Fiecare designer îmbracă un model în scaunul cu rotile și o vedetă care însoțește modelul pe scenă. Crede-mă, este o emoție extraordinară. Vreau să-i mulțumesc și domnului Alin Gălățescu, el este art directorul acestei gale și este o minune să vezi că aceste persoane demne nu cer nimic, ci oferă o seară extraordinară de care să-ți amintești pe parcursul anului și care să fie o lecție ce-ți spune așa: nu judeca după aparențe și, pe de altă parte, nu te plânge, pentru că odată ce ai sănătate, ai posibilitatea să-ți deschizi aripile și să zbori departe. Doamnelor și domnilor, cam astea sunt știrile despre Andreea Marin și o provocare pentru colegii mei de media. Iată imaginile acum pe ecran. Avem un interviu care ține de vreo jumătate de oră în care a vorbit despre o grămadă de lucruri adevărate din viața ei. Încercați să scrieți despre ele, nu despre despărțirea de Tunceai și despre alte... Nu e cazul. A zis cineva ceva de despărțire? Am citit inclusiv lucruri de genul ăsta documentându-mă pentru emisiune. Nu e cazul. Nu vă faceți speranțe, fetelor. Și nici voi, bărbaților. Pot să fac un apel? Te rog. Către oamenii puternici, să spun așa, financiar, care văd aceste imagini, nu acestea, cele care au fost ceva mai devreme, cu fetele extraordinare, cu bărbații minunați, care, deși trăiesc viața într-un scaun cu rotile, mișcă munții și fac lucruri pentru alți oameni, să se alăture nouă și să ne contacteze de vor să sprijine această gală pe contact arondprețuieșteviața.org de la organizație, să mă contacteze, pentru că putem face o seară minunată la Palatul Parlamentului pe 20 octombrie și fiecare sprijin contează. Mulțumesc mult de tot, și eu mulțumesc. Andreea. Buchetul meu de legume la îndreata ta, să nu cumva să-l uiți. Nu plec, mă și asortez. Abia aștept să pui pe Facebook ce ai gătit din buchetul pe mulțumesc care l-am oferit. Mulțumesc și sănătate, că e mai bună decât toate, pentru fiecare. Mulțumesc, fain. Prețuiți viața, Andreea Marin, cu poveștile ei care sper să fi fost lecții și sfaturi și un zâmbet pentru fiecare dintre voi. Noi mergem